Au fost cozi ca pe vremuri în Giulești. După 5-0 cu Farul, fanii Rapidului au dat năvală să cumpere bilete la derbiul cu FCSB. Rapid n-a mai pierdut de 2 ani cu FCSB. Peste 100 de oameni așteptau la coadă în momentul în care s-au deschis casele de bilete în Giulești. Rapidiștii au primit o peluză întreagă pe Arena Națională la derbiul cu FCSB. În ultimii 2 ani, Rapid n-a pierdut în 6 meciuri cu FCSB, iar fanii din Giulești sunt optimiști. Ce face Rapidul cu FCSB? Îi distrugem. 100%, avem un mesaj, 3-0. O să-i batem cu 3-0. Nu vreau să ne hazardăm, 2-0, 2-1, echilibrat, meci echilibrat. Două fete au chiulit de la școală ca să-și ia bilete la derby. Cât ați fi dispuse să stați la coadă? Am stat și 3 și 4 ore. Am stat și 4 ore. Ați făcut de la școală? Da. E profesoara? Nu trebuie să afle. FCSB e campioana și are prima șansă, spune și Mudică. Era la Astra când a întâlnit-o ultima dată pe FCSB și a pierdut acum 7 ani. La meciul cu FCSB mergem cu gândul la victorie. Dacă câștigi 2-3 meciuri, te trezești că ești în primele 6, dacă pierzi 2-3 meciuri, te trezești că ești pe loc de baraj. Nu cred că mai existat în România așa un campionat.